fost cu mine? Zilele astea a fost cea mai mare supărare sau am mai fost altă? Și pe mine mi se îmbără că a fost din chiar mă doar. Când suntem noi? Poate și acum. După ce cum a supărat sesoriala ta. Deci nu, mai te rog eu. Ai început și tu după aia. Taca, 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 taca. Băi, deci când te-am auzit că punem punct, cum ai zis, băi, deci îmi venea să-mi dau un pumn în gură, deci eu nu mai puteam de nervos. Nu puteam să urez. Puteai ca o portocală afară, ce... Nu, în, când a, în, nu platou. În platou, lasă că afară, stăteam, eram nervos într-o dată, atunci, ca păi să da, mă controlez. Și tu mi-ai zis, tu mi-ai zis, bă, că nu mai, gândește bine că deja tu ai luat o decizie, așa mi-ai zis. După ce tu ai zis înainte. N-am zis. Eu de ce am zis că ai luat o am decizie? Am zis că am ajuns la o concluzie, n-am luat o decizie. Nu. Eu am luat o decizie, ai spus și surorii tale. Și după aia te-am întrebat, doamna Mirela, dar e sigură, dar pe iar mai trebuie să ce să mai vorbim, zic, tu ai luat deja o decizie. Să mă gândesc eu ce fac cu legea. Ia, și ce te-ai gândit, că nu poți fără mine să ce? Este un ce poai? Nu puteam să mă liniștesc, mă, am stat afară cu geaca pe mine, nu puteam să mă liniștesc, tremuram de nervi. Tu am nu, nu i-am dat seama. O luăm de la capăt? Ce stăteam afară? Era prea cald în casă? Era prea cald. Era un frig când stăteam afară, nu mai puteam, nu te-am îndrăgerat să degetele. De ce intrai în casă? Nu puteam, că te vedeam și mă luau nervii. Aha! Îți provăm noi să mă vezi? Să te ții de mână doar că așa se vedea. Nu, că din iubire trebuie să... Și în iubire, când îți vedeam... Mai urât? Iar te vedeam. Mai urât? Eu deja am luat o decizie. Da. Mulțumesc. Nu, că am înțeles. Vreau să te explici. Să înțeleg mai ce vreau să... Mai urât? Mai urât? Fai, nu mai putea de dat. Știi de ce? Pentru că a fost prima dată când sora mea a fost și m-a înțeles. Da. A fost prima dată. Mi-ai scris să când a știut exact... Da, oricum din cauza lui Gregorie mi-a zis că el m-a chemat la dansă atunci. Și mea. Așa dezamăgită cum ești tot... Grigore? Ești cu mine și ține la mine. Da. Deci tu de asta ai început să-mi creezi poezii și să mă împaci cu Raimund, că din cauza ta eu m-am certat cu Raimund. Și nu mai dat din cap, bine? În ce sens, da, ce nu, dar când ai venit aici să danseze, cine l-a chemat? Eu l-am chemat că ce să facem un joc. Deci din cauza ta. Păi tocmai tu l-ai chemat, că altfel n-ar fi venit. Dar și el ca un copil consider, nu trebuie să facă. Voi considerați că m-am purtat urât cu el, astăzi îmi zice ea? Nu. Mă țin de mână. Foarte bine. Vreau să fiu falsă să țin de mână acolo. Foarte bine. Nu, de nemisiune sau la biliard? La biliard s-a comportat puțin altfel. De ce vreau, e supărată? Deci normal, măi, Grigore, fă ceva ca să... Mersi femeie, că vezi că sunt altele supărate pe tine și te țin de mână și zâmbesc în fată, dar de fapt... Vai, ha. Da, da. Trebuie să ne iubim, să nu ne supărăm niciodată. Da, păi să crezi tu asta la teorie, practic. Te iubești, n-ai cum să nu te supări. Degeaba zici tu că cu toate câte da, ai n-am nici măcar un pic de dreptate. Ai și tu un pic de dreptate, 5%. 5%? Și-a cât are? 95. Păi rețin-o din emisiunea de azi, dar mesajul cumva ți-a spus că e jole. Aia n-am prins. Da, am zis-o că am rețin doar asta, deci îți place să-i că trebuie să-i în favoarea ta lucrurile. Sezonul cu cele mai mari violențe, cele mai mari... Deci maxim am zis. Agresivi, oameni, ceva de genul. Mă adevărui că suntem ca cei mai agresivi din păi eu nu mă consider violent. Tu ești de ce mai violent? În momentul ce iubii a zis că wow ce am făcut la mâine atunci și logica așa a trebuit să par. Și da, mă, dar tu îi faci iubitei tale, mă. Nu i-am făcut nici nimic. Dar tu lucruri violente, verbal, îi faci ei. Ea se mințește de la... Dacă îi fac așa, nu e vorba numai asta, dar și cu ea vorbești pe ton mai dur. Dar nu trebuie să vorbești cu ea așa. Eu vorbesc cu ea pe ton. Tonul care folosești tu câteodată. Trebuie să folosească cu alții. Corect. Asta i-am zis și eu. Eu nu vorbesc cu ea pe ton dur. Când am zis? Când ai chipat atunci ca istericul, nu poți să folosești. E foarte bine, ai făcut un antrenament, dar folosește-l. Aia a fost glumă după aia, n-am mai folosit acum nimica. Acum pot să facă... Păi la el tip acum, la tine. Corect, da, bravo! Te fac dobitoc și fraier. Nu poți să ridici tonul! Păi gata, că s-a muiat. Gata, hai, lăsați-l în pace, că... Nu, dar la mine țipă, nu e nicio problemă. Cu mine vă că s-au obișnuit. Păi nu? Cu oamenii buni, măi. Voi l-ați înțeles. Dacă ții... Hai, mă, lăsați-l în pace. Am înțeles. Și nu trebuie să ți încarcă ție ceva la tine și poți să tot fii așa la nervi non-stop. Asta e un fel de... ce faci tu, nu? Că spun că la un moment dat se sapă și zice... Fă-mi și mie asta aici. Nici o haibine. Dar n-ai nimic acolo, iubire. Nu știu, e ceva acolo. E, dar nu e făcut nimic. A, ce să stăm așa într-o sare tensionată, da, da. Că vei. Hai, poate trebuie să-mi ieși mie apaia, te rog, că tu ai dat-o acolo și mi-e sete. Gata. Și te am nevoie... A strigat la mine cineva? Dar nu mai faci așa! Nu.
Vrei să ne certăm din nou? Nu, lasă-mi și de mie. Eu zice, să încetați, să lăsați două minute să vă treacă noi și după aia să învățați. Uite, acum așteptăm să facem noi, să se certe ei ca să ne împăcăm noi, ca așa este. Păi da. Da, serios. Uite, o zi. Da, dar mie nu-mi place așa, știi. Dar crezi că nouă ne place așa? Dar eu am promis cu Raimond. Mie nu-mi place, nu știu de tine. Nu, noi vorbim foarte serios. Ne-am promis de acum înainte că o să ne gândim unul la celălalt. Dar nu m-am zis ce am pățit astăzi? Ce pățit iubirea mea? Pe cine am văzut în chiloți? Hai măi, pe cine? Pe iubirea ta? Și-ar fi dorit el. Doamna Maria, la mine este o greșeală. La mine este o greșeală, că am greșit eu cu ceva. Asta este greșeală la gen. Că noi nu avem 20 de recuperat, avem 7 de recuperat. Am mai luat un ruj și am mai luat ceva și trebuie să le treacă și să-i riscat deja. Gina a plâns toată ziua. I-a rămas ce să fie. Da. Trebuie să plângă, nu o mor tot cineva. Știi că și acolo, știți cum este. Da. Cristina după noi, fii 40 de minute, fii 30 de minute, hai după mine. E stres. Oate, vine ea să mori. Și doamna cu lista, doamna cu lista asta țin după dumneavoastră. Da, numai aia vreo 3 erau după mine. Da? Paparanții. A zis și de voi, și de voi. Sper că de bine a zis. De bine a zis. De rău, a zis de eu. Trăia. Și Andrei. Da, am zis cum mă interesea. Am zis cum mă interesea, spuneți-le lor. După Rinan a zis. A zis că e fată bună, dar nu vrea să vadă ce trebuie să vadă. Cine? Da, eu nu-i spun că nu-i ce ai zis tu că vrei să vezi? Nu, eu pe lista mea am scăzut de două ori niște bani. Și mă, normal, trebuie să recuperez mai puțin. Am depășit cu 7 lei, nu cu 21. Crezi că eu îmi propun asta? Păi de așa dreptul pot doi să asta aștept, să fim bine. Că nu sunt supărat pe tine sau pe tine. Nici n-ai fi avut motiv. Știți că v-am zis atunci că fetele noi trebuia să punem câte 7 lei de persoană ca să, da. Și am pus aici 14 lei, vedeți? Recuperat 14 lei. Așa. Și eu săptămâna trecută am avut 45 de lei de recuperat. 45 de lei de recuperat. Pe săptămâna trecută. Da. Așa. Noi suntem două persoane, 300 de lei. Și cu 45, 345. Și eu ăștia 14 lei am trecut o dată pe listă și am mai scăzut încă o dată. Aici, vedeți? 330. Nu trebuia să facem asta. Și normal, ar fi trebuit. Iar încep, mă! Și acum? Din 21 de rone ăștia să scad cei 14 lei. Nu mă interesează pe mine! Adică 7 lei. Așa am depășit cu 7 lei, nu cu 21 de lei. Depășit. Da. Și deci trebuie să scriu aici de pășoară. Da, că ăștia 14 lei am fost de două ori. Asta o păstrez cine să duce ca să știi. Ești tu șefa mea. Adică când se face listele, lăsa-i mie fix să scriu aici ca să cine vrea să se uite să înțeleagă. Nu, că noi nu mai intrăm acolo, ne uităm aici. Cine a depășit, cine are de recuperat, știi? Da. Și când facem listele, să intervin, iar așa facem mult, tot la fel, socotim tu, da? Constantina, socotim iar la fel și punem cine are de pus, cine are de și-a depășit. Na. Am scris, Tina a depășit 7 lei. Deci trebuie să scazi din 1.500.000, 7 lei. Și acum să mai trec la Gina, că la Gina nu-i corect 56 de lei, că i-a mai luat lapte, a mai luat un ruj și a mai luat încă ceva și să le scad. Din 56 de lei. Am aflat cu părere. Ce aflat? Nu. Dormind nu stau locul. Lasă-mă să-ți spui, mă las? 165 aici. Zi, mă las. Asta o iei tu, că sunt prețurile. Așa. Și aveți să vă puneți prețurile. Ei și-au cerut scuzeamă. Da, luați. Da. Lasă-mă că spune că nu mă încălzesc în viața mea, nu să mă încălzesc ceva să cere scuze. Și gata, mai am pe Alugina și gata. Vă să vină și papa din la Roma să cer bănescuri. Nu-i bine 56 de lei. Da. Trebuie mai puțin. A, dar aici la comun ați verificat prețurile? La cine sunt? La cum? La bucătărie și la toaletă. Da, dacă sunt prețuri. Dar nu mă interesează. M-am uitat. Eu am lăsat 10 lei. Atunci? Daniela 10 lei. Ăsta cum o cheamă. Da, eu știu. Dar prețurile astea sunt corecte? Ei, tu vezi. Gina! Gina, ai verificat prețurile la comun, la bucătărie? Ai zis că ești prea bun. Le verific eu, da? Nu ne-am uitat. Hai, vei. Ia să se vor știu. Gina, să vii să punem la tine rujul. Am zis că ești luat de fraier, n-am zis că ești fraier. Din recuperat aici, de la 56 de lei. Diferența în a fi luat de fraier și a fi fraier. De ce vrei să continuăm în dastrea? Că eu am înțeles ce ai vrut să zici. E, dar tu ai interpretează acum. La tine, trebuie să treci laptele care l-ai luat. Și ce mi-ai luat tu? Și după aceea să scadem prețul. L-ai trecut? Tu te descurci, ai amână. E ăla care l-ai luat de la Marelita? Să nu mai intervin, ia mână. 10 lei. Este bilet tău, ca deci să te lasă aici. Lasă-mă, dracu, eu știu ce bine pentru mine. Doar laptele trebuie trecut. Și ce mai ai ceva? Numai laptele atâta? Nu, că ca să avem motive, credem că o și intervenim spetul. Laptele treci cu 36 lei, cred că nu?